Guvernul reduce restricțiile de sărbători. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea prin care se propune prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, însă cu o serie de relaxări. Se elimină astfel restricțiile de circulație noaptea, iar masca nu mai este obligatorie în spațiile deschise. Oficialii au anunțat prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile, începând din 9 decembrie. Cu toate acestea, vom avea parte de o serie de relaxări. Se elimină astfel restricțiile de circulație pe timpul nopții, iar masca nu va mai fi obligatorie în spațiile deschise neaglomerate. De asemenea, vom avea liber la petreceri de Crăciun și Revelion. Sărbătorile de iarnă vin și ele cu anumite relaxări, cum ar fi de la data de 10 decembrie, se anulează anumite restricții, astfel masca de protecție nu va mai fi obligatorie în toate spațiile deschise, ci doar în spațiile închise și spațiile deschise aglomerate. Astfel, persoanele care erau obișnuite să petreacă seara de anul nou, dar și seara de Crăciun în restaurant, o vor putea face și în acest an, adică restaurantele vor putea ține deschis pe tot parcursul serii, în seara de ajun, de Crăciun, dar și de Revelion. Și persoanele care vor să-și facă cumpărături de sărbători vor putea doar cu un test PCR negativ. Schimbările îi vizează și pe românii care se întorc în țară de sărbători. Persoanele care vin acasă de sărbătorile de iarnă trebuie să știe că nu vor face carantină dacă vin din zona verde sau din zona galbenă, atâta timp cât prezintă certificatul verde sau faptul că au trecut prin boală. În caz contrariu, acestea vor face carantină timp de 14 zile. Dacă veniți din zona roșie și nu prezentați un certificat verde, tot la fel carantina se va face timp de 14 zile. În cazul în care se prezintă un test PCR negativ, carantina se va face timp de 10 zile, iar în cazul în care certificatul verde este valabil, nu se va face carantină. Măsurile se aplică în perioada 10 decembrie 2021-8 ianuarie 2022.